Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la turul camerei, ediția 2018. Știți că aveam un obicei să fac în fiecare an turul camerei. Ei bine, a venit timpul pentru ediția 2018 din turul camerei. S-a schimbat mult setup-ul meu din 2017, în afară de scaunul ăsta pe care l-am de 4 ani și arată, zici că a trecut prin al doilea război mondial, aia e partea a doua, ignorați-l. Deci cam ăsta este setup-ul meu de acum. O să încep să-l prezint aici. Și, mă rog, o să prezint-o pe aceea. Începem cu piesa de rezistență, fără care nu s-ar întâmpla nimica. Dăm un focus frumos, nu se focusează, nu contează. Deci ăsta este PC-ul meu, face reveal acolo, reflex și chestii. Da, deci pentru cei care nu știu, mi-am luat calculator nou recent, ăla e la vechi, pe care o să-i dau lui fratele meu, by the way, mă rog, o să are și el un canal de YouTube, poate o să înceapă să posteze pe acolo Roblox și de alea, mă rog, e partea a doua, ce se joacă el pe acolo, eu știu. Deci, ăsta e nou calculator, ce are în el? Păi, hai să ne uităm așa. În primul rând vedem acolo un cooler stock, care practic maschează sub el un i7-8700K. Da, cu cooler stock nu prea merge, trebuie să iau zilele astea un cooler nou, mă gândeam la un Noctua DH14 de ăla. Mă rog, un cooler stock am acolo. O placă video GTX 970, o placă de bază de la MSI Tovabac, de aia sau cum se numește, Tomabav, de aia nu știu exact, că o să vă las în descriere tot și o să vă scriu și pe ecran, probabil pe aici undeva o să fie scrise toate componentele. 16 GB RAM DDR4 de la Kingston, cred că sunt. O carcasă Enjoy Vanguard, de asta frumoasă, arată super jmecher. O sursă de la, că nu văd de la ce. De la integrator scrie acolo, mă rog, ceva de 850W, Gold plus 80 de, ăsta 80 și ceva, 87% parcă plus eficiență. Un SSD de 120 de giga și aici un hard disk de 3 tera. Cam atât am, frate, în calculator. Ăsta e calculatorul. Așa arată de la spate, scrie aici Enjoy. Carcasa îmi place cel mai mult, sincer, pentru că are așa panou ăsta lateral, așa și poți să vezi în el tot. Super ca lumea. Hai să trecem la periferice. În primul rând aici, jaful meu de telefon. Un G7 2007, mamă, face reveal acolo pe fundal. Un G7 2017, face reveal X2. Hai să-l băgăm în buzunar. N-am buzunar, ce săracu ăsta. Hai să-mi bag. Așa, am vrut să-l arunc pe salte, așa am dat cu el pe jos. Mă rog. Căștile mele de la Miria. Nu știu ce model, ce alea. Contează că se aud ok. Sunt mulțumit de ele. Nu știu exact ce căști. O să vă las link de la tot ce am în descriere, deci o să le vedeți. Dacă sunteți interesați, puteți să intrați în descriere. Un prelungitor. Prelungitor de game, de a joc așa de bine, nu vă închipuiți că am hack-uri sau ceva, nu frate, prelungitorul ăla face tot. Un microfon Superlux E205 cu un trepied improvizat de mine legat cu bandă de asta de hârtie de o boxă și când vreau să filmez îmi iau fratele geamăn a boxei, mă rog, sora geamănă și pun peste altă așa am un trepied, dar nu o să fac chestia asta, acum asta s-o pun aici, așa. Ce mai am? O tastatură Razer Black Widow Chroma, deci schimb colorile cum vrei tu și astea, dar eu am steagul României de 4 ani și ceva, nu, ce de 4 ani, am de 2 ani tastatura. Am steagul ăsta României, cred că de când am luat-o l-am pus. Un mouse Razer de Tether Chroma și el, care are aici niște praf cum are One Flash la căcatul ăsta. De am învârt mașa în meciuri, deci din cauza chestia aia de praf, da? Deci nu am hex sau ceva, din cauza chestia aia de praf, de aia mi-o spie în bot. Un mouse pe ăsta big pe tot birou, mă rog, nu e chiar pe tot birou, e ăsta mare de la Genesis, dar întors. Nu știu de ce e întors, dar mă rog. Două monitoare. Primul de la Philips, de 27 de inch, 60 de Hz, chestii. Nu sunt gamer de la adevărat, mă rog, nici nu mi se pare că dacă ai de 144 de Hz te face mai bun sau ceva, joci fix la fel, numai că da, depinde de preferințe. Eu, sincer, joc la fel și pe 144 și pe 60. Mă rog, aia e partea a doua. Încă un monitor de la Samsung de... Cât e? Asta e de 27, asta e de 24, mă. De inch, tot 60 de Hz. Șmecher. Aici avem ăsta, core tempo ăsta de țărată temperaturi și alea. Ăsta la task managerul. Așa, vă fac review și la programe acum. Un scaun de lamă de 4 ani și ceva. Trebuie să-l schimb și pe ăsta, dar am alte priorități momentan. De scaunul ăsta mai rămâne încă un pic. Am alte priorități momentan să-mi cumpăr. Hai să ne așezăm pe el. Ce avem aici? Ia să vedem. Avem niște chestii random. Aici o pastă termoconductoare Arctic MX4. Numai că am rupt eu ambalajul ăla, chiar am curios câtă pastă mai am.
Da, vă recomand în caz de vreți să schimbați pasta la procesor, e super calitativă, mi-am pus pe i5-ul meu vechi, l-am dat la overclock, e super calmea. Dai mă, ce trebuie, cum s-a stricat focusul, așa. O de asta o ascuțitoare, care avea aici o gumă, dar nu mai are, am ciordit-o eu. De asta de am lipit microfonul cu ea, o bandă de asta, dar nu e bandă adezivă, nu-i zice adezivă, nu știu, de asta de lipești cu ea. Un calculator, l-am de nu știu cât timp, nu știu de unde l-am ciordit, dar pare ciordit așa după cum arată. Un stick de 8 giga, o hârtie cu niște șuruburi neaparent, o șurubelniță, un liniar rupt, un încărcător de ăsta pe care am desenat niște căști, nu știu de ce, un creion și cam atât aici și o chestie de asta mică, nu știu ce dracu e cu asta, dar mă rog. Ok, băgăm înapoi. Aici nu sunt sigur exact ce am, nici eu nu mai știu, ceva tentativă de foarfecă ruptă, mă rog, un plaxi de la o foarfecă ruptă, un fir de ăsta de cablu de date, o baterie externă care nu mai merge, ba da, mai merge, dar nu e încărcată. Eh, cât să fă? Hai să oprim, așa. Jos aici avem calculatorul meu foarte vechi din 2008 pe care jucam eu prin 2012-2013 SAMP până să-mi iau pe ăsta la alt. Deci cam așa de vechi, e un mouse Genesis GX78, o boxă pe care mă mai uit eu la filme, i-am dat un picior așa, deci pe asta mă uit eu la filme practic, mai dau drumul, o conectez pe asta la altă la ea și mă mai uit la filme. Calculatorul lui taică-miu, deci ăla e atât de vechi, de prin 2001-2002, ăla, mă rog, nu mai are placă de bază, e RIP. Dacă mă întrebați ce e aici, băieți, nici eu nu știu ce e aici, mă rog, știu ce e, dar uitați-vă ce dezordine e. Am aici multe piese de calculator, chestii, uite acolo o placă de bază de la laptop, ceva. Ce mai am pe aici? Multe, multe chestii random pe care nu le mai folosesc de obicei. Uite, un ventilator aici care n-are fir. Bine, pot să-i pun eu care aici, astea două nu se vede. Da, pot să-i pun oricum. Am încercat să-i pun, dar n-am pistol de lipit și am încercat cu super glue și ghiște, s-a rupt. O placă de bază, multe chestii random pe aici. Practic nu le mai folosesc pe astea. Side panel-ul de la PC-ul vechi. Acolo multe cutii random. Aici nu prea am ce să vă arăt, aici placa mea video veche și aici nu prea am ce să vă mai arăt, frate. Da, decât o icoană acolo cu maica domnului, nu știu cine e aia, dar Doamne ajută. Un elastic pe jos, trebuie să vi-l prezint, deci ăsta e elasticul de gaming. Deci dacă n-ai așa ceva pus la mână, stați un pic. Dacă n-ai așa ceva pus la... Băi, seamă că nu pot, bă băiatule, așa, dacă nu ai așa ceva pus la mână, nu joci bine CS. Deci toți jucătorii de CS de acum încolo o să aibă așa ceva legat de mână sau nu se numesc gameri adevărați. Și cam atâta, bă băieți, cam asta e setup-ul meu aici. Cam atâta. Sper că v-a plăcut episodul, aici două lampe de astea, lămpi, cum s-o zice, de le aprind eu, dar nu le prea aprind că se încălzește foarte tare de la ele. Un ceas de gaming și cam atâta, hai să le pun așa să arate mai frumos. Cam atâta, bă băieți. Cam ăsta e setup-ul meu, ce pot să zic? Sper că vă place, să așteptăm ediția 2019, practic, și na. Mulți m-ați bătut la cap să fac setup-ul ăsta, nici nu știu așa de interesant să vezi ce are altul setup, dar ei, dacă voi ați vrut, nicio problemă. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem la viitoare. Sal!